Pe strada gării au fost intensificate lucrările și sperăm ca până la sfârșitul lunii iulie să fie încheiate, a declarat primarul Lucian Iliescu. Proiectele derulate pe această stradă au inclus reabilitarea completă a utilităților. Multe probleme și acum am mai descoperit câte un abonat care s-a încăpățânat și nu s-a racordat ba la canal, ba la apă, ceea ce nu putem să trecem cu vedere și să nu lăsăm în urmă să le scape cineva, în așa fel să revenim după aceea să spargem ceea ce betonăm și ceea ce pavăm astăzi. Dar e adevărat că ăștia sunt oamenii, nu toți înțeleg ceea ce mare majoritate a înțeles. Adică să-și facă noi branșamente necesare unei lungi perioade de existență și să-și rezolve toate. Și internet e băgat în zonă, și fibra optică e băgată pentru celelalte televiziuni și, bineînțeles, toate cablajele au dispărut aeriene și toate au cu nișa lor, cu firida lor acolo. Gazele în totalitate s-au introdus la acești abonați. Deci a fost o perioadă lungă când am dus și muncă de convingere și să sperăm că le-am parcurs aceste etape ca în final să reușim să discutăm. Primarul Lucian Iliescu a precizat că până la finalizarea lucrărilor vor fi găsite soluții pentru ca agenții economici de pe strada gării să-și poată desfășura activitatea fără niciun fel de probleme. În ceea ce privește proiectul de reabilitare și extinderea rețelelor de apă și canalizare derulat cu fonduri europene, primarul Iliescu a spus că zilele acestea au fost reluate lucrările în mai multe zone ale orașului și urmează ca în curând să se reintre în graficul prevăzut. Se lucrează peste tot, s-a și reluat activitatea în unele părți, unele părți încă mai stau sub așteptare. Să sperăm că cu această ultimă pradă săptămâna asta s-ar putea să se intre normal și să ne mărim ritmul, să recuperăm timpul pe care l-am pierdut în această perioadă. Lucrarea e destul de greoaie, valoroasă, voluminoasă, deci lucruri pe care în prima parte, când am luptat pentru proiectul să-l obținem cu finanțare externă, ne-am bucurat. Ar fi bine să ne bucurăm și la final, când nu o să ieșim din termenele impuse și, bineînțeles, să nu ieșim din condițiile impuse de calitate. Și atunci putem să spunem că am făcut una din cele mai valoroase investiții pentru municipiul Giurgiu, 50 ceva de milioane de euro, punând capăt la absolut tot ce înseamnă apă canal în acest municipiu. Proiectul pentru reabilitarea rețelelor de apă și canalizare prevede înlocuirea rețelelor vechi și introducerea de rețele în toate zonele care nu au încă așa ceva. Pe măsură ce lucrările sunt încheiate, administrația municipală va trece la reabilitarea și refacerea străzilor și trotuarelor. Proiectul este finanțat cu fonduri europene și are o valoare totală de 72 de milioane de euro la nivelul județului, din care circa 54 de milioane de euro pentru municipiul Giurgiu.